Dacă dorești cele mai tare articole la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate, intră acum pe Footshop și ai să găsești acolo încălțăminte pentru bărbați, pentru femei și pentru copii, de asemenea și accesorii, șepci, ghiozdane la cele mai bune prețuri. Nu uita că o să găsești link în descriere și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Bine v-am găsit la acel draft pe care voi l-așteptați cu toți, un draft pe care nu aș fi vrut să-l fac, dar toți ați insistat foarte mult să fac acest draft. Este vorba despre acel draft în care alegem cei mai slabi jucători. Da, nimeni nu cred că a avut curajul să-l facă, așa că eu cel mai slab la FIFA am curajul să-l fac, dar nu este nicio problemă. Ce se poate întâmpla mai rău decât să pierd în primul meci? Să fiu umilit în primul meci. Mare lucru, n-ar fi prima oară. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like, ca să o să luăm cei mai slabi jucători de la draft. Adică noi să luăm pe cei mai high rated. Nu o să-i luăm pe aceia, o să-i luăm pe cei mai slabi. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, o să zic așa, cei mai low rated. Am dat startul. Mi-e frică. Deci chiar mi-e frică. Vă spun sincer, am așa o mare reținere. Și cred că o să iau această formație pentru că arată cea mai solidă. Deci am nevoie de o formație bună măcar. Da, da, da. De aici o să luăm pe Mandzukic. De ce să-l iau pe Ronaldo? O să-l iau pe Mandzukic. Deci cred că cei care o să vadă de la ei acest draft, cumva să aibă accesul, o să zică, bă, stai nebun, ia uite, Gomez, direct. Am pierdut 2 de Ronaldo. De aici o zile cel mai slab. Băi, frate, e prima oară. Uitați-vă și voi cum merge treaba. Mi se pare... Au. Avem de ales între mexicanul ăsta și spaniol. O să-l iau pe spaniol totuși. De 81, Thomas Pina. Ok, hai să vedem. Următorul CM. Da. O să-l iau pe Defur. Băi, mi se rupe inima, frate. Deci, cred că primul meu adversar o să zică că stai nebun cu capul, frate. De aici avem pe Cesc Fabregas, cel mai slab de aici. Nicio problemă, dacă îl bag aici, ar fi trebuit să mai câștig niște chimie totuși. Nu, se pare că nu. Hai că îl ținem aici, nu știu, deocamdată. Deci, mi se pare genială echipa până acum. Uite, o să avem un jucător de... Avem 3 jucători de 88, deci trebuie să o gândim la cald. O să-l iau pe Grimaldo pentru că e cel mai ok de aici. Ia uite, și nici eu nu mai vreau ce. Bă, tu ești nebun la cap. Ok, hai să vedem. Următorul jucător probabil o să fie, da, Cahill, frate, îl ratez pe Van Dijk Team of the Season. Aoleo, vei ce bătaie mi-au. Vorba lui tata, bătaia mâțului. Cam așa se numește. Uite, ăsta joacă la Standard Liege. Ăsta ar fi cel mai... Banana, n-am voie, te să-l aleg ori pe ăsta, ori pe ăsta pe... Tu joci în Italia. Hai să iau italianul. De aici luăm pe Lala. Lala de 86, cel mai ok. Băieți, credeți-mă că... E un challenge pe care n-aș vrea să-l fac vreodată. Câtă suferință. 86 Dzeko, vino la noi în echipă. Îl iau, credeți-mă. Pace 67, Mandzukic. Gomez e mai bun, ok, îl bag aici. Mandzukic deja nu prea e cine știe ce. Atât nu prea e deloc. 85 Koke, n-are nicio treabă cu echipa, dar trebuie să-l luăm. Băi, frate, mi se pare genial că totuși avem câțiva jucători mai așa, mai carduri speciale, știi? De aici cel mai slab este Scar. Scar ăsta vine aici, 86, Scar. Uite, mai câștigăm 6 chimie. Probabil o să fie cel mai slab draft, da. Da, Marcelo Team of the Year, dar n-avem voie, o să luăm pe Asensio, cred. Și le iau pe Asensio de 85. Nasol. Măcar m-aș fi... uite-l pe ăsta, pe... Are 99 pace și 99 la dribbling. Ok, chiar este ok. Uite, îmi scade 2 chimie, dar... Să fiu sincer... Are foarte mare viteză și cred că mă ajută. Cred că mă ajută. Acum... 76 congolezul ăsta, vino va.
Băi frate, sunt numai jucători buni pe aici, una și una, ia uitați. N-ați auzit voi de Fernandez ăsta? Ați auzit acum, mamă. Băi, după ce că am cimeat la jucători, uite, dacă le iau pe ăsta. Nu. Hai totuși să luăm, asta e tot spaniol, nu știu, 75, o să le iau pe băietul ăsta. Băi, și băiet ești tu, băi, de înjurașie, băi. Dacă îl bag pe ăsta aici, am mai câștig 2 chimie, dar nu prea îmi vine, sincer. Oricum o să fie un draft nemaipomenit. Juanfran și hai să vedem în poartă. În poartă cel mai... e ăsta, e Sergio Asenjo ăsta de 87 și hai să vedem și un super sub. Deci e cel mai slab draft, frate. Clisen ăsta. Ăsta e, da. Nu, e ăsta. Neamțul de 80. Hai, Neamțul, trece aici. A, nu. Băi, băieți, cam asta este echipa. Nu prea avem, știi, nici ca super sub-uri, sincer, frate. Mi se pare jenantă echipa. Sincer vă zic, mi se pare puțin jenantă echipa, dar nu știu ce aș putea să mai bag pe aici, adică nici Mane, nici Sane. Uite, dacă îl bag aici pe Mane, am mai câștigat puțină chimie. Uite, am face un trio acolo. Gomez ăsta mi s-a părut bunicel, dar totuși e slăbuț așa, nu mă satisface din toate punctele de vedere. Dzeko ăsta n-are niciun rost, are 67 pace, frate, frate, len, n-ai ce face cu el, deci chiar n-ai ce face, deci avem nevoie de ceva rapiditate în față. Mazzucchi la fel, Gomez ăsta era ok, dar lasă-l, ținem pe ăla. Cam asta e echipa, hai să-i dăm și să luăm și un manager. 65, 66, 68, uhuhu, 68, deci se poate ca acesta să fie cel mai slab draft. Dacă depășim 150, bine. 152. Draft de 152. Băi, ce jucători am ratat. Deci după draftul ăsta clar o să am nevoie de un draft cu jucătorii ca lumea. Un draft normal. Doamne, spune-mi ce am greșit. Draft de 100, de rating 91, chimie 95. Ce n-a mers? Ia uitați-vă ce echipă are. Chalice, Socrates, Cristiano în față, de ce nu? Dar avem și noi super saburi, Bercea Bandit, sigur că da. Deci, dacă câștig acest draft, vreau să luați în considerare că... Nu, de fapt, dacă câștig acest meci, vreau să luați în considerare că am câștigat draftul. Nu mai contează ce este după. Bine, e cam imposibil, frate. Deci n-ai cum să câștigi cu echipa asta. Deci mie mi se pare imposibil, dar hai că încercăm. Hai de mine, dacă nu băga Ramos aici piciorul, puteam să avem 1 la Zeghero acum. No. Și da, Cristiano își face treaba. Na, nici nu era greu, frate. Nu! Bară! Nu te cred, frate! Și Lala trage de zici că moare acolo. Du-te! Nu te cred! Băi, dacă intra pasa asta, eram pe cai mare acum, băi! Mamă, e Cristiano singur. E Cristiano singur, trebuie să-l facem, o să se întoarcă. Știam, bun. Da, a dat-o din nou tot cu Cristiano. E greu. Mi-e foarte greu să joc ceva, fraților. Deci credeți-mă că ajung foarte greu la poartă și când ajung trebuie să pasez foarte mult și e nasoală de tot treaba. Și după ce că eu făceam abia 3 scheme, nici pe la nu prea pot să le fac cu toți jucătorii. Ia uite, ai frate, mereu aproape îți dau gol. Hai că poate dăm acum. Ce să dai, frate, uite cum vin canibalii. Hai de capul meu, ce fază, frate. Ce derahat a fost faza asta, să rămână mingea tot la el. Pe bune. Ia uite și tu, Mane, ce faci, frate, acolo? Pauză, oricum.
el are 7 șuturi și dintre care 4 pe poartă, a dat 3 goluri și am 4 șuturi, dar am avut și eu șuturi pe poartă, adică nu înțeleg ce s-a întâmplat oricum. Dar nu e așa mare diferența la statistici, să zici, da frate, m-a rupt în două la ce echipa are și ce echipa am eu. Da, mă rog, asta este, nu este o problemă. Nu la Mane, nu acolo, hai acum. Da, a venit ăsta din spate, n-am avut ce. Și o să dea la asta în bandă, până la ajunge Fabregas, poate Scar, hai. Se întoarce aici, nu o trage, așa, ou, ce noroc am avut aici, aici am avut noroc, când a ajuns mingea tot la el. Hai de așa, deschidem aici, du-te mă în bandă. Dă-i! Nu te cred, nu te cred, cum să ratezi de acolo? Mamă. Da, din nou Cristiano la locul lui. E jenant, frate. Eu aș vrea măcar un gol să-i dau, dar când ajung la poartă ăștia ratează ca fraierii. Măcar un gol meritam și o să dau. Mamă, portarul meu unde stătea? Deci acum când am început jucătorii să obosească, parcă mă spulberă acum. Deci acum mă spulberă. Din cauza că jucătorii mei sunt foarte obosiți. De fapt nu sunt foarte obosiți, dar totuși au obosit față de ai lui foarte mult. Și nu mai reușesc să mai fac nimic acum. Hai un șut măcar. Da, ce să dai frate, ce ai? V-am zis că bine, mai rău se putea și mai rău. Ce mama naibii. Ce ai frate, uite și tu cum mi-a luat fața imediat. Dar nici n-a avut efect acest fake shot. Deci pe bune a fost primitivă treaba. Primitivă rău. Mă, ce au intră Ramos în tine? Te face praf acolo. 6-0. Mă, ce? Deci a zis așa, nu știu, bine, eu nu curioasă și încerca să dau goluri acrobatice, frate, nu să dau goluri din astea simple, că până la urmă urmei e clar că mă bați și că, adică eu de la 3-0 măcar aș fi încercat să dau goluri ori din foarfe, cu orice intrări, ori goluri cât mai imposibile, să zic așa, goluri cât mai frumoase, nu îți dau dește, ăștia sunt bășine, adică pe bune, nu știu, să, înțeleg că și eu ar fi trebuit să ies în mod normal, dar eu fac video și vreau să încerc să dau un gol măcar, știi, nu ar fi frumos să ies. Dar el pe bune, e aiurea frate să încerci să mai continui în condițiile astea. Ia uite și tu, ia uite și tu ce jucători am. El încearcă din răsputeri, știi, să-mi dea cât mai mult. Oricum el nu o să treacă de meciul 2, că nu e genul de jucător să treacă de meciul 2, dar oricum, na, asta este. Dacă asta e plăcerea lui, lasă-l să-și bată mingea. Ia uite și tu. Nu este asta o problemă. Că până la urma urmei am avut ocazie, am putut să dau golul, nu s-a putut. Ce să facem? Mai mult, poate că și din cauza că n-am știut eu să finalizez la fel atât de bine pe cât ar fi trebuit, dar până la urma urmei asta este. Ia uite, ce să-i faci frate, că nici măcar nu e fault, uite și tu cum a intrat acolo, am apăsat pe pasă de oră, dar degeaba, nu a dat. Iată ia, omul se distrează acum, e bine, el probabil se crede bun, știi, când face lucrurile astea. Dar ce să-i faci, lasă-i să bată mingea, bă. Lasă-i să bată mingea, asta este. No, deci chiar aș vrea să, pe ăla care o să mă critique la acest video, să ia el o echipă de 152 și să bată cu unul de o echipă de 80 ceva. Și dacă îl bate, eu mă las de YouTube. Ia să vedem ce ne ascund aceste pecorinele. Da seama ce jucători. What? Ce pec a fost ăsta, mă, că s-a și blocat puțin așa. No, niciun caz este. E bine că e rar măcar, știi? Mai scot și un bănuț așa pe el. Mai scuze așa un bănuț. Ia să vedem. Nimic. Normal că nimic. Nu e nicio problemă, fraților. Ia uite-l pe Arthur. Nu putea să ne dea și nouă cardul la special, dar nu. Aici avem un ultimate loan pack. Ia să vedem. Avem cu jucători între 89 și 90. Sigur o să fie un jucător mișto. Ia să vedem ce jucător este. Ok. Brazilian, CDM, Real Madrid, Casemiro. Asta este, fraților, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut și vouă, vreau să lăsați în comentarii challenger, băi, ce stadion mișto, eu asta e, o să-mi fac eu pe asta. Stai că trebuie să le vând. Nu uitați să-mi lăsați și mie challenger în comentarii și noi sigur ne vedem data viitoare, pa, pa!